Mamă, cât de bună e! Și... Salutare și bine v-am regăsit la partea numărul 32 din Testez Life-uri de pe TikTok! Așa că un mare like dacă vreți să continuăm seria aceasta până la 100. Cine știe, poate nu o să ne oprim acolo și o să mergem până la 1000. În 30 de ani, cred că o să reușim. Așa că aveți 3 secunde la dispoziție. În 3, 2, 1. Să apăsați butonul de like. Așa că nu uitați un follow și pe Instagram, un follow și pe TikTok. Aveți totul în descriere și fără alte discuții. Haideți să trecem direct la primul TikTok. Așa că primul life hack te va ajuta să-ți cureți pantofii. Din câte am văzut, există un life hack unde trebuie să dai cu ceară de lumânare pe pantofi, pur și simplu să freci puțin pantoful, iar apoi să dai cu feonul, astfel încât să se încălzească ceara de lumânare. Și cică, s-ar putea să fie mult mai curat. Asta dacă nu ai ceară de curățat de pantofi. Hai să vedem dacă este reală chestia asta. Așa că eu mi-am pregătit pantofii și hai să vedem diferența dintre un pantof și celălalt. O să dau doar în partea aceasta. Îl murdăresc mai tare, adică uite ce urât arată. Am dat aproximativ pe tot și acum dăm drumul la feon. Cum se dă drumul la chestia asta? Chiar se topește. Bă, ești nebun. Și haideți să vedeți acum diferența dintre ăla și ăla. Cred că ăsta este cu ceară, ăsta este fără ceară. Și ia uitați diferența. Scrieți-vă în comentarii dacă se vede vreo diferență. Într-adevăr, ăsta e ca și când ar fi ud puțin, dar totuși este mai sclipicios și mai curat. Și după cum mai de vedere, acest life hack într-adevăr funcționează, dar nu știu cât este de benefică ceara asta de lumânare, astfel încât să o pui pe pantofi. Deci mai bine, nu știu să vă zic nici eu, deci mai bine interesați-vă, mai bine, na, luați-o din aia de curățat de pantofi și asta e cel mai bine. Așa că, hai să trecem la următorul life hack. Încă un life hack foarte important, tot cu feonul, este să dai cu feonul pe leucoplast, acolo exact unde ai o rană. De exemplu, dacă ți s-a vindecat o rană și tu ți-ai pus romplast sau leucoplast, acea bandă care să te vindece, știi că există chestia aia, în momentul în care o dai jos, te doare de te ustură, mai bine zis. Și ți se trage și firele de păr și doare destul de tare. Dar dacă dai cu feonul pe deasupra, ci că nu te mai doare. Hai să vedem dacă este reală. Cel mai probabil iar o să sufăr pentru voi, așa că fiți atenți, mi-am pus un leucoplast și dacă trag de chestia asta, mă doare îngrozitor. Pentru că fiți atenți puțin, îmi prinde și părul. Așa că, hai să vedem dacă este reală chestia asta, să dau cu feonul. Dar nu cred că e prea bine că mă ard rău de tot. Bă, dar arde rău de tot dacă mă credeți. Hai să vedem dacă funcționează și... A, bă, da, mă! A funcționat! Și fără niciun fir de păr. A, stai mă că acum îmi dau seama cum funcționează chestia asta. Deci eu am pus și am tras prima oară în sensul invers al firelor de păr și atunci ustră foarte tare. Dar dacă o tragi invers, astfel încât firele de păr să fie în jos, nu știu dacă mă fac înțeles, atunci nu doare. Deci, din punctul meu de vedere, acest life hack este fake. Pentru că mai bine dai cu niște apă pe deasupra. Dacă vreți să o vă dați jos, cel mai bine dați cu niște apă pe deasupra, se înmoaie, se umezește și pff, o dai jos foarte ușor după aceea. Deci, nu încercați chestia asta pentru că vă ardeți și vă doare la fel de tare. Așa că este fake. Aveți mare grijă cu chestia asta, dați cu apă și aia e. Hai să trecem la următorul! Un lucru pe care eu îl urăsc foarte mult este să beau suc rece. Și am văzut că există o modalitate unde trebuie să răcești sticla ta de suc în 5 minute, fără să mai trebuiască să o ții 2, 3, 4, 5 ore la frigider. Așa că o să avem nevoie de niște hârtie și o sticlă de suc. Și atât. Iar apoi o punem la congelator timp de 5 minute. Hai să vedem dacă este reală chestia asta și dacă se va răci în 5 minute. Așa că am aici o sticlă de Coca-Cola care din păcate este caldă. Am lăsat-o peste noapte astfel încât să se ducă la temperatura camerei. Este caldă și am pregătit niște șervețele de bucătărie și o să trebuiască să le umezim, iar apoi să înfășurăm cola în șervețele astea și să lăsăm timp de 5 minute la congelator și se va răci. Mă duc să umezesc și mă întorc. Așa că am fost repede la baie, vedeți că am udat hârtia și o pun repede la congelator și ne vedem peste 5 minute. Revenim. Ok, au trecut cele 5 minute și deja hârtia asta s-a înghețat. Și este bocnă, e rece ca gheața, să vă zic. Asta a înghețat puțin, nu tare, dar este puțin înghețată, este mai solidă. Mamă, și asta e rece, mă, frate. Așa că, hai să vedem. Chiar e rece. Deci, acest life hack, într-adevăr, funcționează. Dacă ești la o petrecere și vrei imediat să-ți răcorești băutura pentru prieteni, hai să trecem la următorul life hack.
Pentru următorul live o să avem nevoie doar de un săpun și de niște găuri în pereți sau ceva de genul acesta. Așa că, din câte am văzut în live-ul respectiv, poți să repar anumite stricăciuni din mobilă, din dulap, din pereți, cu un săpun și să freci cu săpunul și cică se va repara. Hai să vedem dacă e real. Așa că am pregătit un săpun, de preferat cel mai bine, din câte am văzut, săpunul să fie alb, doar că nu am găsit săpun alb în casă. Și din câte vedeți, aici este o mică găurică în perete și hai să vedem dacă putem să o reparăm cu săpunul. Ok, o să fie ceva de dat. Ah, uite mă că merge! Cred. Da, de preferat săpunul trebuia să fie alb, pentru că, da, cred că mai rău am făcut. Văd că se umple găurica aia cu săpun, doar că arată mai rău acum. Nu știu ce să zic. Hai să încercăm să dăm și pe o ușă, să vedem dacă merge. Ah, nu, rămâne albastru ăla. Dar din punctul meu de vedere, cel mai bine ar fi să nu faci chestia asta, pentru că mi se pare fake și stricați peretele și rămâne săpun în perete. Așa că mai bine cu o pensulă mică și cu niște vară sau vopsea îi faceți ca noi. Așa că este fake. Să nu-l încercați și hai să trecem la următorul life hack. Un life hack extraordinar de bun și cu siguranță o să vă fie de folos pentru foarte mulți dintre voi dacă va funcționa. Și din câte am văzut, dacă rămâi fără deodorant, de exemplu deodorantul acela pe care îl dai la sub braț și astfel încât să miroasă extraordinar de bine și nu mai ai rolă din aceea și rămâi fără săpunul ăla dinăuntru, ei bine, am văzut un life hack unde trebuie să pui șampon sau gel de duș sau ceva săpun în deodorantul ăla, iar apoi o să-l lași peste noapte în congelator și să înghețe, iar apoi poți să dai. Hai să vedem dacă este reală chestia asta. Vă zic de pe acum, eu deja am pus în deodorant niște șampon, l-am lăsat în congelator peste noapte și acum o să vă arăt exact că este șampon. Hai să vedem dacă este real. Am scos repede deodorantul de la congelator, l-am lăsat peste noapte și fiți atenți. Ok, arată ciudat, rău de tot. V-am zis, aici este pur și simplu șampon și miroase exact ca un șampon. Hai să văd dacă merge să rotez de asta, să o scot. Cu toate că a înghețat și asta și nu prea merge. Ok, cred că am reușit până la urmă și din câte am observat trebuie puțin să se dezghețe. Și uite că iese. Ia uite. Dacă îmi vârde asta. Haide. Uite mă că a ieșit. Nu vine să cred. Ok. Și hai să mă dau puțin la sub braț să văd dacă simt ceva. Ok, e puțin ciudată senzația, e ca și când ți-ai dat cu apă la sub braț. A, da, uite-mă că dispare până la urmă. Nu te cred că merge. Cât de rece! E și revigorantă, mai ales dacă este cald afară. Plus că, da, ai senzația aia de ud puțin la început, dar după aia se usucă instant. Și ia să văd dacă miroase bine. Funcționează, e șampon, n-are ce să-ți facă rău pe piele la sub braț. Puteți să-l încercați! Super tare chestia asta, dacă aveți șampon în casă și nu mai aveți deodorant. Dar cel mai probabil o să trebuiască pus înapoi în congelator, pentru că se dezgheață. Super tare! Și cu siguranță nu trebuia să uit chestia asta și să facem ceva delicios. Pentru că am găsit un life hack unde poți să faci ceva foarte delicios și foarte simplu cu exact ce ai în casă. Un fel de desert, un fel de mic dejun. Și este un life hack cu mâncare. O să ai nevoie de niște felii de pâine, rotești cu făcălețul acela de rotit făină sau cocă, ceva de genul, pe pâine, astfel încât să o opresezi puțin, pui niște cașcaval pe deasupra, pui niște condimente și cică asta este în stil italian, o înfășori, o rulezi ca o ruladă, iar apoi o pui în tigaie pe ulei și cică va fi ca un desert. Mua! Se magnific! Hai să vedem dacă este delicioasă chestia asta sau nu. Așa că tocmai am scos-o de pe ulei foarte repede, nici măcar câteva secunde și fiți atenți cât de bine arată. Mamă, deci hai să vă și arăt. Încă este caldă, arată bine pe toate părțile. E prima oară când degust eu chestia asta. Nu știu ce nume pot să-i pun. Ia să vedem și înăuntru ce fel e. Oh, văd că brânza s-a topit, așa că arată bine. Poftă bună!
Mamă, cât de bună e! Dacă aș deschide un magazin de chestii din acestea, cred că cu siguranță o să fiți primii la coadă. E bună rău! Mamă! E bună rău! Așa că acest live, într-adevăr, funcționează, este real și trebuie neapărat să vă faceți chestia asta, spuneți la părinții voștri, pentru că este senzațional. Vă urez poftă bună! Mamă! Așa că acesta a fost și ultimul live și nu uitați, dacă vreți să continuăm cu aceste live-uri, un mare like, un share, o... Trebuie să stai aici în cadru, că toată lumea se ia de tine pentru că de ce stai în cap? Nu știu, îi place să stea în cap și de asta. E dansator și de asta. Și am văzut că foarte mulți dintre voi v-a plăcut prima parte cu Teddy, așa că într-o zi sau mâine sau chiar poimine o să postez și partea a doua cu Alma sau cu Shazi din Traduc și fac tot ce spune câinele meu pentru 24 de ore. Cu aplicația respectivă. Așa că vă mulțumesc tare mult pentru susținere, un mare follow și pe Instagram și pe TikTok, aveți totul în descriere, vreau să vă zic că voi fiți cei mai tare dați tot ce mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!